Da, și eu mulțumesc părintelui paroh pentru faptul că m-a invitat și de data aceasta, dar și domnului Stelian Bomboș, pentru că el l-am văzut eu așa pe net, este sufletul acestor sedu copicești, în sensul că se preocupă și asta e, să știți, o mare avantaj ca un teolog de talia domnului Bomboș, el este, așa cum știți, de ceva vreme și doctor al Facultății de Teologie din Craiova, a fost și eu pe acolo prin Comisia Densului și are o lucrare frumoasă, este părintele Stăniloae. Mare teolog, patriarhul teologiei românești, așa cum spunea cineva. Le mulțumesc și dumneavoastră, vă mulțumesc că m-ați primit aici. Vă tratez ca pe propria mea familie spirituală, duhovnicească, pentru că și eu conduc la Odelicani o comunitate mică. Dumneavoastră, chiar dacă aveți Sfântul Lăcaș mai mic, pentru că este înghesuit aici între două străzi, să observând așa ce frumos arată biserica și pe înăuntru, dar și pe din afară, pentru că aveți foarte mult spațiu acum venind soarele și căldura de primăvară. Sunt convins că această copicică se umple, cred că și iarna, oamenii mai stau și pe afară. Pentru că sunteți o comunitate, așa, o bisericuță mică, dar mare ca suflet. Și ca suflete, sunt convins că aici e neîncăpător în fiecare duminică. Și cred că asta este esența, să știți. Noi vorbim acum despre Sfântul Ioan Gură de Aur. Despre o comoară a ortodoxiei, să știți. Despre un om ale cărui învățături sunt atât de profunde și de mișcătoare ale sufletului nostru către cele sfinte și către Dumnezeu, încât cu greu putem să prindem întreaga sa dimensiune. Despre Sfântul Ioan Gură de Aur ar trebui să vorbim multe conferințe la rând, multe ore la rând și tot n-am realizat acest subiect. Aș începe această conferință cu un cuvânt pe care el însuși l-a scris în omilia la facere, omilia a doua la facere. Și spune aici Sfântul Ioan Gură de Aur: viața noastră trebuie să fie pe măsura învățăturilor, iar învățăturile să predice viața. Căci credința fără fapte este moartă, iar faptele fără credință sunt tot moarte. Dar avem învățături sănătoase, dar viață ticăloasă. De niciun folos nu ne sunt învățăturile. Și iarăși, dacă avem viață curată, dar și căpătăm în ceea ce privește învățăturile, nici așa nu avem un câștig. Deci, începem, zic eu, sub semnul acesta. Pe de o parte, învățătura bisericii și învățăturile preoților, ale duhovnicilor, trebuie să transmită viață. Asta ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Iar această învățătură pe care o primim nu poate să fie, să rămână doar la nivelul de învățătură. Ea trebuie să devină lucrătoare. Și trebuie să devină lucrătoare, sigur, în faptele cele bune. Pe de o parte, deci învățătura care transmite viața, pe de altă parte, faptele care să însoțească învățătura bisericii. Eu cred că asta este, de fapt, teologia părinților. Și asta este teologia Sfântului Ioan Gură de Aur. Este de o permanentă viață. Vedeți? Dumneavoastră, poate cea mai frumoasă lucrare pe care o știe toată lumea. Dacă mai întreb pe câte cineva, ai citit ceva de Sfântul Ioan Gură de Aur, acum circulă serie întreagă de cărți, cum vedeți. Avem două volume aici, dar sunt de fapt trei, în Părinți și Scriitori Bisericești, despre lucrările scrise ale Sfântului Ioan Gură de Aur. Dar dincolo de aceste lucrări și aceste învățături, noi avem cea mai frumoasă lucrare a Sfântului Ioan Gură de Aur, care este Sfânta Liturghie. Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. De acolo luăm viață și de acolo luăm și învățături. Deci iată-le pe amândouă, deodată. Și faptele cele bune. De ce? Pentru că așa ne-au învățat Sfinții Părinți. Ei n-au despărțit niciodată liturghia, adică lucrarea poporului în fața lui Dumnezeu, de filantropie. Deci niciodată credința n-a rămas în viziunea părinților bisericii, n-a rămas un lucru teoretic, ci a fost transpusă credința în practică. Și acest lucru se întâmplă în faptele cele bune. Adică noi atunci când venim la liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, acum în post de câteva duminici, a fost a treia duminică aceasta, am săvârșit și liturghia Sfântului Vasile cel Mare și o mai săvârșim încă de două ori în postul acestea, de cinci liturghii
în postul cel mare, în cele primele 5 duminici, apoi în joia cea mare și între cu vecernea și sigur apoi avem liturghia în ziua Sfântului Vasile cel Mare și în așa Crăciunului și la Botoia. Deci avem de 10 ori liturghia Sfântului Vasile cel Mare și mai se dușim tot în post acum și cred că deja ați participat la slujbele la liturghia Sfântului Grigore Dialogul, liturghia Darul, care este de o frumusețe și de o adâncime excepțională. Și aș mai adăuga, acolo găsim întreaga pomeniță. La Sfântul Ioan Grădeaur, despre care vorbim în această seară și mai ales despre pocăința lui și despre plânsul care trebuie să urmeze pocăința, pe care le găsim, de altfel, în acea jertfă de seară pe care o cântăm la, în cadrul Sfintei Liturghii a Darului Înainte Sfințite. Acolo este lucrarea, zic eu, în care ne regăsim într-o smerenie, într-o pocăință și într-o desăvârșită, zicem, rugăciune. Pe acestea să știți că le cumulează și le asamblează și Sfântul Ioan Gură de Aur în lucrările sale. El are multe omilii. Între ele, cele 90 de omilii la Evanghelia după Matei. Aici sunt prinse toate. Volumul acesta destul de voluminos, destul de mare, dar are și omilii, 67 de omilii la facere, cuprinse în două volume. Sigur că omiliile sunt, în Părintele Paroh, omiliile sunt, de fapt, predicile pe care, cuvintele de învățătură pe care Sfântul Ioan Gură de Aur le ținea enoriașilor săi mai întâi, în Antiohia, și apoi păstoriților săi ca patriarhul de Constantinopol după anul 397. Cam aceasta este orientarea generală a teologiei Sfântului Ioan Gură de Aur. Dar să vedem cine a fost, cine este, pentru că pentru noi Ioan Gură de Aur e o prezență permanentă în viața noastră. El n-a murit. El trăiește pentru că așteaptă, sigur, cu totul învierea cea de-a doua, învierea din morți și judecata viitoare, dar în același timp este Sfânt în Împărăția Lui Dumnezeu, este mijlocitor pentru noi oameni în fața Lui Iisus Hristos și de aceea El pentru noi trăiește atât timp cât trăiește Biserica și Biserica trăiește, după cum știți, nu cât pe lumea de aici pe pământ, ci trăiește dincolo, în veșnicie. Biserica este veșnică, asemenea Împărăției Lui Dumnezeu. Pentru că Biserica Lui Dumnezeu nu este de la noi, nu este o lucrare umană, este o lucrare divină umană și de aceea nu are sfârșit. Noi vom săvârși liturghia cu siguranță și în ceruri. Dacă o săvârșim de aici, de pe pământ, vom avea parte de ea și dincolo în Împărăția Lui Dumnezeu. Deci Ioan Gură de Aur s-a născut pe la 345, alții vorbesc de 347, alții chiar 355, în Antiohia creștină, de odinioară și de astăzi, cât a mai rămas creștinism în Siria de astăzi. De acolo, dacă am face o paranteză, este o tragedie. De mulți ani, de zile, nu de acum, începând cu anii 600, atunci când, după fuga lui Mahomet de la Mecca la Medina, a reunit triburile arabe și a luat ființă primul califat arab. Din păcate, musulmanii au cucerit lumea creștină, atunci chiar și Antiohia și Ierusalimul, Egiptul cu Alexandria, tot ce era floarea creștinismului răsăritean, în Asia Mică, a fost ocupat de către musulmani și iată astăzi mulți dintre creștini din Siria și-au pierdut viața pentru Hristos. Încă trăim vremuri martirice. Ioan, apropo, Ioan Gură de Aur este un martir din interiorul bisericii. El a suferit în interiorul bisericii. Proprii lui colegi, propriul episcop și credincioși, împăratul și împărăteasa și cei care l-au urât atât de mult, l-au prigonit și l-au trimis în surghiun și murit din pricina aceasta. Iată o prigoană a bisericii din interior. Dar creștinii, pentru poziția lui, o să vedem noi, pentru pocăința pe care a predicat-o și pentru această armonizare. Pentru că, să știți, de fapt, aceasta ar fi esența învățăturii lui Ioan Gură de Aur. Dacă
predici de la monși, a fost cel mai mare predicator, de aceea i s-a spus gură de aur. Dacă predici și rămâi la nivelul unei învățături care este goală și moară și nu ți-ar mulțumesc viața cu învățătura, n-ai reușit mai mult. Ioan a fost cel care a trăit așa cum a predicat și a predicat cum a trăit. Viața lui a fost o evanghelie deschisă pentru creștinii de atunci, vom vedea pe parcurs și vom intra și în viața lui și în atitudinea lui față de creștinism. Deci s-a născut în această Antiohie creștină, din părinți creștini. Tatăl lui era secundus, era general în armată, iar mama Tusa, o creștină desăvârșită. Păcate de tânăr a rămas tată, a crescut mama sa. La 20 de ani a rămas vădură. Și filozofii timpului, auzind despre faptul că Ioan Gură de Aur este orfan de tată și îl crește mama sa, și l-a întrebat profesorul, și câți ani are mama ta, și a rămas de... Și de 40 de ani este văduvă și de la 20 a rămas. Și a zis, a exclamat filozoful acela, păgâni, ce femei au creștini. Ce femei au creștini, da? Așa era mama Sfântului Vasile. Ce model, ce model este Antusa pentru femeile din ziua de astăzi? Ce model alături de Maica Domnului, care este modelul suprem pentru orice femeie, dar alături de Nona, mama Sfântului Augustin, fericitului Augustin, dar și față de Emilia, mama Sfântului Vasile cel Mare. Deci, iată câteva imagini de femei care au reușit să fie modele pentru creștinătatea de atunci, pentru femeile de atunci, și mame, și fiice, și soții. Toate aceste calități au fost transmise tuturor femeilor până în ziua de astăzi și sunt luate ca modele aceste femei și de către fecioare, și de către mame, și de către soții, și așa ar trebui să întâmple în permanență. Această mamă l-a crescut singură pe Sfântul Ioan Gură de Aur, care a plecat la studiu la Constantinopol, a mers la Atena, unde erau cele mai mari centre de pregătire. Și ceea ce este interesant, faptul că aici se întâlnește cu Sfântul Vasile cel Mare, care va lega o prietenie excepțională. Se vor susține unul pe altul în lucrarea aceasta misionară pe care vor desfășura unul în Capadocia, în Asia Mică, în Turcia de astăzi, și altul în Antiohia. Ioan Gură de Aur va fi hirotonit diacon pe la anul 381, chiar în timpul sinodului al doilea ecumenic, când s-a stabilizat credința creștină în cadrul crezului, pe care știm, nu? Crezul a fost format în 325, primul sinod ecumenic, și la 381, al doilea sinod ecumenic, la Constantinopol, când episcopul Meletie al Antiohiei trebuia să plece la acest sinod, probabil bănuind acest bătrân episcop și evlavios și religios, Sfântul Meletie, bănuind că nu se va întoarce, intuind că nu se va întoarce în Antiohia, pentru că el a murit timpul sinodului, acolo la Constantinopol, l-a hirotonit într-un diacon pe Sfântul Ioan Gură de Aur, tocmai pentru că era un citeț în biserică, în permanență se afla în biserică, citea din Sfinte, de aceea era citeț, citea din Sfânta Scriptură și din cărțile Sfinte, și probabil că deja între tineri din vremea respectivă era o figură luminoasă care îi atrăgea ca un magnet pe ceilalți în jurul bisericii. De aceea l-a hirotonit un diacon. Iar peste 5 ani, în 386, va fi hirotonit și într-un preot. E, aici, în momentul acesta, începe o activitate excepțională pentru Sfântul Ioan Gură de Aur în Antiohia. 386 până la 397, aproximativ 10 ani, timp în care el predică și de câte două ori pe zi. De aceea reușește să scrie atâtea omilii, să zic. Foarte multe, foarte multe predici pe care le scria. De fapt, erau foarte mulți tahigrafi sau copiși care erau prezenți la slujba lui și notau. El nu scria neapărat cu mâna lui, nu ar fi avut timp probabil să scrie atâtea, ci avea mai mulți tahigrafi care ascultau predicile și le notau. Și așa a reușit să ne lase atâtea predici, atâtea cuvinte de excepție, care ne-a vorbit despre pocăință, despre rugăciune autentică, despre plâns, și ne-a mai vorbit mai ales despre educație. Am aici o cărticică a unui autor, a unui arhimandrit, care se intrează în familia creștină la Sfântul Ioan Gură de Aur. Jumătate din cărticica aceasta este dedicată educației creștine.
Și e o temă actuală, fierbinte pentru biserica noastră, vedeți? Dintr-un începuturi, biserica s-a apropiat de copii, sau și a apropiat, mai bine zis, pe cei mici. Hristos este Cel care spune, lăsați copiii să vină la mine. Și ne spune că împărăția lui Dumnezeu trebuie să fie precum sunt copiii. Și noi trebuie să fim, să ne regăsim în starea copilăriei, adică nu copiii la minte, ci copiii la suflet, fără de răutăți, fără de mânie, fără de păcate. Ăștia sunt copiii. Și la starea aceasta copilăriei ne îndeamnă și Sfântul Ioan să ne reîntoarcem, așa cum ne-a îndemnat și Învățătorul Său Suprem, Mântuitorul nostru Iisus Hristos. După ce timp de 10 ani predică în Antiohia, sigur că el avea tot timpul dorul acesta după viața monahală. Sfântul Vasile cel Mare ajunsese deja episcop de Cezarea și se confrunta atunci cu multe probleme, să știți, ca și astăzi. Să nu credeți cumva, noi vorbim de perioada aceasta în care au trăit Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Vasile cel Mare din Capadocia, Sfântul Grigore Teologul și Sfântul Grigore de Nisa, care este fratele Sfântului Vasile cel Mare, cei trei mari capadocieni, alături de Sfântul Ioan Gură de Aur. Sunt mari părinți ai veacului al IV-lea. Noi numim veacul acesta veacul de aur. Dar de ce îl numim de aur? Pentru că era un veac fericit, excepțional pentru biserică. Era un veac în care abia se încheiaseră persecuțiile creștine, la anul 313. Împăratul Constantin cel Mare, împreună cu Liciniu, a hotărât să nu-i mai persecute pe creștini, a dat un edict de toleranță și de libertate religioasă. Dar, în același timp, au mai existat încercări de a readuce păgânismul, de a-i persecuta pe creștini. Și în timpul lui Liciniu, pe la 324, dar și în timpul lui Iulian Apostatul, când, iată, acest împărat, care era nepotul lui Constantin cel Mare, a încercat să readucă păgânismul în lumea aceea. Și mai ales ereziile, mai ales erezia arianistă, arie care spunea că Hristos nu e Fiul lui Dumnezeu, decât prin adopție. El este un fiu care a fost născut din timp și nu din veșnicie. Și atunci nu este născut de către Tatăl, ci este trimis de către Tatăl în lume. Este un fiu adoptiv al lui Dumnezeu și prin învățătura aceasta, din păcate, a provocat aria acesta o mare vâltoare în biserică, care a durat aproape 100 de ani. Până la sfârșitul veacului a durat această erezie arianistă. Sfântul Atanasie cel Mare, unul dintre cei mai mari sfinți ai veacului, a trebuit să plece nu mai puțin de 5 ori în exil, în timpul cât a fost patriarh al Alexandriei. Tocmai din pricina aceasta. Pentru că era prigonită credința de multe ori din interiorul bisericii de ereziarhii care doreau să-și impună punctul lor de vedere în ceea ce privește dumnezeirea Fiului Dumnezeu. Noi știm că Fiul lui Dumnezeu este născut din Tatăl, din veci. Și este de o ființă cu Dumnezeu, așa cum și Duhul Sfânt este purces din Tatăl, din veci și este de o ființă cu Dumnezeu. Deci, iată, pe de o parte, unimea treimii, unimea care este dumnezeirea, este o singură ființă divină, dumnezeiască, dar care se manifestă în trei fețe, în trei ipostase, în trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Aceasta a fost teologia pe care au apărat-o Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigore Teologul și, bineînțeles, Sfântul Ioan Gură de Aur la Antiohia. Ei erau într-o armonie și într-o permanentă legătură unul cu celălalt, se susțineau. Și Sfântul Vasile cel Mare l-a susținut pe Ioan Gură de Aur să se hirotonească, să devină și el preot și mai târziu episcop, pentru că știa câtă pregătire avea în spatele său. Când întrebat marele lui profesor de filozofie, Libanius, a fost întrebat pe cine lăsa în locul tău dacă, pentru că el se apropia de o vârstă, nu mai putea să predea, și atunci l-aș fi lăsat pe Ioan Gură de Aur, dacă nu mi l-ar fi furat creștini. Atâta încredere avea în Ioan Gură de Aur, atâta putere de concentrare și atâta memorie avea și dragoste față de învățătură Sfântul Ioan Gură de Aur. Și Sfântul Vasile cel Mare s-a luptat o bună perioadă de timp cu Sfântul Ioan Gură de Aur să accepte preoția. Pentru că oamenii aceștia, și Sfântul Ioan Gură de Aur, și Sfântul Grigorie, teologul, au fugit de preoție. Ei nu și-au dorit preoția pentru că, nu pentru că n-ar fi știut ce înseamnă preoție, ci tocmai pentru că erau atât de conștienți de povara preoției, de sarcina pe care și-o luau asupra lor,
încât ei considerau această misiune supremă, divină, dumnezeiască și știau că trebuie să fie curați în fața Dumnezeu, trebuiau să fie cu permanență, în permanență alături de credincioșilor, să predice cu timp și fără timp, să propovăduiască, să facă misiune, să apere biserica de ereziar, de pericole care veneau din toate părțile în vremea aceea. Să-și ridice biserici, pentru că erau, totul era la început, abia ieșisem din marile persecuții ale bisericii, bisericile fuseseră demolate, arse, sau pur și simplu n-aveau voie să-și construiască biserici. Parcă suntem în perioada de astăzi, vedeți? Aveți cumva vreo imagine că trăim vremurile de odinioară? Din vremurile. Păi atunci se opuneau să se construiască, le demolau. Iar de-a nu le-a demolat Ceaușescu. Și noi acum, dacă biserica dumneavoastră, de ce construim noi biserici? Doamne ferește, dar ce are părintele, a avut părintele atâta bani de undeva, a avut moștenire de la părinți să poată să construiască. Ăștia sunt, bisericile sunt munca dumneavoastră. Aici sunt banii dumneavoastră, este efortul, jertfa dumneavoastră. Așa a fost și atunci. Și nu erau lăsați să le construiască pentru că n-aveau credință. Dar în același timp, ei s-au luptat pentru lucrurile astea. Se întâmplă și astăzi că nu de mult timp au fost demolate bisericile, iar cei de astăzi se pare că se construiesc prea multe biserici. Păi nu vedeți că nu mai avem loc unde să ne adunăm în biserici, la liturghie și la slujbele bisericești, pentru că sunt foarte mulți oameni și foarte puține biserici și foarte puțini preoți, pentru că, de fapt, fiecare comunitate, aici între câteva blocuri ar trebui să ai câte o biserică pentru a putea face față nevoilor spirituale ale credincioșilor. Pentru că dumneavoastră ne căutați, nu pe noi, și căutați pe Dumnezeu. Și căutăm lucrarea Sfinților în biserica noastră, așa cum este și lucrarea Sfântului Ioan Gură de Aur, pe care încercăm să o lămurim astăzi. Acum, modern este, vedeți, să se luptăm împotriva orei de religie. Și de aceea am adus acea cărticică să vedeți că Sfântul Ioan Gură de Aur a luptat pentru educația copiilor. Și vom vedea în ce măsură a știut el să pună această problemă acum 1700 de ani, peste 1700 de ani. Și lucrurile nu stăteau nici atunci altcumva de cum stau astăzi. După cum vedeți, avem o societate care ne respinge, care dorește să scoată religia din școli, să scoată icoana din, și simbolul religioase din școli, nu numai la noi. Și la catolici să confundă cu acel lucru. Să nu mai pună crucea, să nu mai pună icoana, să nu mai pună nimic, eventual să punem alte figuri, cum vreau împărații iconoclaști. Să scoatem icoanele din biserici, că am prăzuit Duminica Ortodoxiei, acum două duminici, să scoatem icoanele din biserici și să pictăm flori, copaci, cai, păsări, mai mulți din asta, că erau, cumva, nu înțelegeau ce înseamnă, care este rolul icoanei în biserică, nu numai de frumusețeală, ci și de transmiterea adevărului de credință și de transmiterea Harului Lui Dumnezeu, cel mai important rol al icoanei. Este sfințitoare, pentru că prin ea lucrează Harul Lui Dumnezeu. Și noi nu ne închinăm lemnului, ci chipului. Adică ne ducem la prototip. Cine e acolo? Maica Domnului. La ea mă rog. Cine e Hristos? Păi la Hristos mă rog. Dar oamenii nu înțeleg lucrul ăsta. Și când nu înțelegi, sigur că lupți împotriva acelui lucru pe care nu l-ai înțeles. Dar nu te lupți cu ignoranța, cu neștiința ta, ca să te lămurești. Așa a făcut și Ioan Damaschinul, când a fost nevoie să apere icoane, așa a făcut și Teodor Studitul și mulți sfinți care au apărat cultul icoanelor. Dar să revenim la Sfântul Ioan Gură de Aur. După cum vedeți, epocile se aseamănă. Aceea era numită epocă de aur pentru că au trăit acei mari părinți în vremea respectivă. Noi nu prea mai putem să spunem că trăim astăzi epocă de aur pentru că ar trebui să avem asemenea părinți, asemenea duhovnici. Deși dacă i-am căutat, sigur că și biserica noastră l-a avut și pe Părintele Cleopa, l-a avut și pe Părintele Stămiloae, mare teolog, l-a avut și pe Părintele Teofil, și pe Părintele Arsenie Boca, și pe Părintele Arsenie Papacioc. Păi ăștia sunt mari duhovnici. E mari duhovnici. Ei sunt lumina. Uitați-vă câtă lumină. Că dacă te uiți, dar ele, uite, primul lucru pe care îl transmit oamenii ăștia, poate și cu barba aceea albă, cu părul acela, dar o lumină, eu cred, care vine de dincolo de ei. Vine de la Dumnezeu. Uitați-vă câtă lumină transmit. Nimic altceva. Pace, bucurie, lumină, înțelepciune. Asta a făcut și Ioan Gură de Aur. În anul 397, după ce el predică pocăința și ține câte 2-3 predici pe zi, ca să avem aceste volume de predici, a auzit, faima lui a fost auzită de către împăratul de la Constantinopol și de către mari dregători de acolo, anume Eutropiu.
Și când a murit Nectarie, patriarhul de Constantinopol, se gândeau ei pe cine să pună. Teofil, patriarhul Alexandrie, ar fi vrut să vină el. Sau să-și impună omul lui, acolo, pe scaunul patriarhal. Și alți oameni au zis, există și astăzi, nu vedeți, luptă și partea politică, să-l pui pe putare, să vină în postul nu știu care, să fie numit nu știu cine. Lupte din acestea prea umane. Și atunci, Ioan Gură de Aur era un predicator prin, Alex, prin Antiohia și la un moment dat, Teotropiu, auzind de el, campaniile lui, auzise și l-a văzut și l-a ascultat pe Ioan Gură de Aur predicând în Antiohia, dar probabil tot așa, ser duhovnicești, că el predica mai ales în postul, să vedeți, uite, cartea aceasta începe cu omilie chiar la post, postul cel mare. Când au început postul, să vă citesc câteva pasaje foarte frumoase și să vă îndemn să le știți și dumneavoastră, pentru că sunt de excepție. E, și Ioan Gură de Aur, auzind Eutropiu, acest mare dregător de Ioan Gură de Aur, văzând că tot se înghesuie la scaunul patriarcal, numai el, nici nu s-ar fi gândit vreodată, nici măcar la scaunul de patriarh de Antiohia, deși Flavian, care era și el bătrân și neputincios, s-ar fi gândit că îl lasă acolo în locul lui. Probabil că era o anumită orientare în Antiohia, când nu va mai fi bătrânul, probabil să fie Ioan Gură de Aur. Dar nu s-ar fi niciodată că ar ajunge la Constantinopol. Banii nu și-ar fi dorit așa ceva, încât Eutropiu, cunoscându-i smerenia, l-a păcălit într-un fel. A vorbit cu prefectul orașului, l-au scos pe Ioan Gură de Aur afară din oraș, ca să nu se revolte creștini, știți? Și l-au scos afară din oraș ca să arate nu știu ce spitale, nu știu ce asile, și l-au luat într-o trăsură și l-au pus direct pe drumul la Constantinopol. Și așa l-au făcut episcopul de Constantinopol, fără voia lui. Săracul, el nu a vrut și vedea că și viața lui acolo la Constantinopol n-a fost cea mai fericită. Dar ajunge patriarh la Constantinopol. Ce se va de la acolo? Când ajunge la Constantinopol, mare tragedie acolo, să știți. Viața la curte era viață de lux, de smăț, de sfruchea. Din păcate și unii episcopi și unii preoți mai erau pe acolo simoniași, așa, mai plăteau câte o funcție, mai nu-și vedeau de treburile lor, călugării trăiau uneori amestecat cu călugărițele, trăiau în aceeași casă, în același lăcaș, nu prea era permis după regula Sfântului Nicolae. De cel mare, iar prietenul Sfântului Ioan Gură de Aur făcuse niște reguli foarte precise în ceea ce privește viața monahală, viața chinovială, bărbații să stea cu bărbații, femeile cu femei, femeile, ca să nu să fie această împreunare și să mai zică lumea pe cine știe ce fac acolo. Și atunci Ioan Gură de Aur ia această măsură să nu mai locuiască sub același acoperiș. Ia măsuri, întrunește un sinod la 401 în care le spune episcopul să nu mai ia bani pentru hirotonie, să nu mai facă lucruri nepermise în biserică. Și punând această ordine în Constantinopol, a predicat împotriva luxului, pentru că acolo, ca și astăzi, femeile se duceau la biserică, erau credincioase, dar unele, cum era și împărăteasa, dar și cele de-a curtea împăratului, își puneau podoabe, se îmbrăcau cu cercei, cu, știu eu, cu parfumul, cu smacul, cu tot ce ține de această lucrare. Uneori, am zice noi, nepermisă, că nu zicem că vine neapărat de la cel întunecat, dar vedeți că lucrarea este spre cele rele, nu spre cele bune. Când te duci prea luxos, îmbrăcat la biserică, nu este permis, pentru că ar trebui să, nu știu, cum ne spune și Mântuitorul, să ne spălăm părul, să ne ducem cu haine curate, pentru că așa spune, când postești, spală fața ta și părul tău, ca să nu te arăți celor din jur că postești cum făceau fariseii pe vreme. Și trebuie să fii curat, dar să nu depășești o anumită, să nu depășim o anumită limită. Și aici există limite umane. Și Ioan Gură de Aur a fost un dascăl al pocăinței și al ascezei. Și atunci el însuși, când a văzut el că la patriarhul de dinaintea lui, invita pe mari, mai mari cetăți, invita la masă, ospăta cu tot felul de bunătăți. Ioan a introdus asceză la palat. El mânca singur și pentru faptul că o bună perioadă de timp Ioan Gură de Aur și-a dorit de fapt de mult să ajungă monah. Dar nu l-a lăsat mama sa. A zis, am rămas odată văduvă. Mai rămân și a doua oară, îmi pleci tu din casă, ești singura mea, singurul meu sprijin. După ce mor eu, poți să faci ce vrei tu. După ce a murit mama lui, într-adevăr, și-a văzut averile, s-a ridicat la o mănăstire lângă Antiohia. Și-a dus acolo o viață pusnicească, înconjurat de... S-a dus pe lângă un bătrân îmbunătățit, un ava al pustiei și a învățat acolo ce înseamnă viața ascetică. Dar a făcut și unele exagerări. Încât atât de mult a ascezat, a vrut să a bolnăvit de stomac.
și probabil și de alte boli. Ei, cu acestea s-a dus el la palat acolo și pentru faptul că de multe ori avea aceste inconveniente, de multe ori mânca și vomita ceea ce mânca, nu își permitea să invite și pe alții la masă și să le facă silă cumva. De aceea, ei l-au acuzat că nu vrea să îi primească la masă, că nu le mai pune lor mese. E adevărat că eu am credeau, a pus acolo o austeritate la palatul lui, cum nu s-a mai văzut. L-au acuzat la un moment dat că a vândut sfintele vase ca să le dea la săraci. Păi, într-adevăr, Ioan Gură de Aur a transformat unele vase pe care le-a găsit acolo mai vechi, care nu mai erau de folosință, le-a topit și cu aur, cu argintul respectiv, a reușit să strângă o sumă de bani și să-i ajute pe săraci. Păi de-aia e biserica în mijlocul comunității, să-i ajute pe cei care nu au cu ce să trăiască. Și pentru asta l-au acuzat. Pentru faptul că i-a ajutat pe săraci, dar în timpul său și la Antiohia, dar mai la Constantin, a construit spitale, a construit azile. El spunea că biserica este un spital, să știți, în omilie lui spune. Biserica este un spital. Noi să vedeți că venim la biserică pentru ca să ne vindecăm. Cât suntem conștienți de chestia asta? Să ne vindecăm în primul rând de ce? De păcate. De păcatele sufletului. Și apoi de cele ale trupului. Pentru că acele ale trupului, ale sufletului, îmbolnăvesc și trupul. Și el a știut lucrul acesta. De aceea spune el că biserica este un spital. De aceea biserica trebuie să îl vindece pe om. Pentru că nu vom intra în Împărăția Lui Dumnezeu nevindecați de păcate, dar și de rănile trupești și sufletești pe care le acumulăm, le adunăm cu vremea. Acesta a fost Ioan. Un om al pocăinței, al asceziei, al smereniei și sigur că n-a fost pe placul celor de la Constantinopol, încât în curând își va atrage ura multora de acolo, își va face mulți dușmani și, din păcate, vor și câștiga. El avusese o experiență la Constantinopol, când împăratul Teodosie și împărăteasa Eudoxia au construit acolo o statuie. Și creștinii, văzând statuia împărăteasei acolo, s-au revoltat și pentru birurile pe care le mai puneau pe credincioși, au demolat statuia împăratului acolo. Și împăratul a spus o să vin să trec prin foc și sabie Antiohia. S-au speriat antiohieni, s-a dus patriarhul Flavian la Constantinopol, iar Ioan Gură de Aur, ca preot, a rămas cu credincioși să-i îmbărbăteze. Și până la urmă împăratul a fost convins de Flavian să nu-i mai pedepsească pe antiohieni, dar în momentul în care a ajuns la Constantinopol, Eudoxia nu are de lucru și își pune o statuie de argint toată lângă Biserica Sfânta Sofia, unde Sfântul Ioan Gură de Aur slujea. Nu e vorba de Biserica Sfânta Sofia din timpul Iustinian aceasta care o vedem acum mare, ci prima biserică numită literată Sfânta Sofie, construită chiar de Constantin cel Mare. Și în acea biserică, predicând Ioan Gură de Aur, a auzit afară serbările, cum se face și astăzi. Când ai câte o statuie sau câte un monument din acesta profan, imediat cheamă autoritățile, fanfară, muzică, oameni mulți acolo și, bineînțeles că ei au început să vorbească, să cânte, ziceau, l-au deranjat pe Sfântul Ioan Gură de Aur, care, bineînțeles, a predicat împotriva statuilor și împotriva împărătesei și împărăteasa a luat măsura să se răzbune pe Ioan Gură de Aur și va face lucrul acesta în curând. Dar el, când a auzit, a zis, iar se tulbură Irodiada, zice el, semăna pe Eudoxia, că iar se tulbură de iar, se mișcă, iar este împotriva mea. Și până la urmă, într-adevăr, împărăteasa cu patriarhul Teofil, din păcate, din Alexandria, au reușit cu acoliții lor să îl îndepărteze pe Ioan din Constantinopol. Sigur că s-au răsculat credincioșii, s-au tulburat când au văzut că le-au luat pe episcop de acolo și împărăteasa, auzind un zgomot puternic noaptea, în palatul ei, s-a dus la împărat și a spus, cheamă-l înapoi pe Ioan din Sulbiun că vede ce se întâmplă și nu e, cred că e bine, mai ales că se tulbură și comunitatea. L-au adus înapoi pe Ioan Gură de Aur, dar la scurt timp, asta era prin 403, prin 407 iar l-au sulbiunit, l-au trimis la Cucuson, prin Armenia, prin nordul, prin răsăritul Mării Negre și acolo, în Sulbiunul acela, în lipsuri, bolnav fiind, și-a dat obștescul sfârșit, și-a dat sufletul luminilor lui Dumnezeu, slujind Sfânta Liturghie, îmbrăcat în veșminte și asta a făcut el singur, deși era foarte slăbit și le-a spus, și-a luat la revedere de la toți cei din jurul lor, a știut că va trece la Domnul ca un sfânt ce era probabil din viață și așa și-a dat mine în sufletul luminilor lui Dumnezeu. A trecut la Domnul, sigur, ca un mucenic și ca un sfânt al bisericii, așa a rămas și așa îl vom pomeni. Lucrarea lui este una complexă, așa cum spuneam. Pe de o parte,
lucrarea lui misionară în Antiohia și mai ales în Constantinopol. Pe de altă parte, toate aceste omilii, toate aceste lucrări, tratatului despre preoție, omilii la Facere, omilii la Matei, toate scrierile pe care le-a lăsat sunt pline de înțelepciunea cuvântului pe care l-a transmis din generație în generație. Dar poate cea mai frumoasă lucrare a lui este Sfânta Liturghie pe care o săvârșim aproape duminică de duminică în biserica noastră, prin care ne împărtășim de învățăturile lui Dumnezeu transmise nouă prin Sfintele Scripturi, dar și de învățăturile Sfinților Părinți, ale Sfântului Ioan Gură de Aur și de Harul Dumnezeiesc care se transmite prin Sfânta Taină, prin Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, dar mai ales prin Sfânta Taină a Împărtășanii. Pentru că noi, în cadrul Sfintei Liturghii, nu numai că îi slujim și mulțumim Dumnezeu pentru toate, ci ne învrednicim atunci când ne spovedim și când preotul ne dă binecuvântare, să ne unim cu Iisus Hristos, cu Mântuitorul nostru, cu Cel care și-a dat viața pe cruce pentru mântuirea noastră. Acum, să vorbim un pic despre pocăință la el. Ce înseamnă pocăința și de ce este atât de importantă această pocăință? În primul rând, el însuși, ne spun istoricii, a fost un om al pocăinței. Atunci când scria și încerca să comenteze epistole pauline, postind și rugându-se, tot nu era el prea sigur dacă ceea ce făcea el acolo este bine sau nu, și s-a rugat la Dumnezeu să-i descopere. Și avea un ucenic propriu care stătea la ușa palatului ca să-i primească pe cei care doreau să-l vadă pe Ioan Gură de Aur. Și un dregător din oraș, având el o mare problemă la palat, l-a căutat pe Ioan Gură de Aur să-l ajute, să medieze cumva. Și propriu s-a dus să l-a anunțat pe Ioan Gură de Aur. Dar când s-a dus acolo, s-a uitat el un pic pe Trăpădura și acolo și a văzut că Ioan Gură de Aur... Cam tot timpul s-a uitat pe Ioan Gură de Aur. Să vadă ce face Ioan acolo. Și Ioan citea și scria. Și a văzut că e un bărbat acolo care stătea la urechea lui și șoptea ceva. Și nu l-a deranjat pe Ioan Gură de Aur. Și s-a dus și a spus, s-a dus odată, s-a dus de două ori, tot era bărbat acela acolo și a spus acelui personaj, du-te că Ioan Gură de Aur are, e cu cineva și nu cred că până la miezul nopții stă și lucrează, după miezul nopții stă la rugăciune până dimineața, așa că n-ai cum să mai. Odată, de două ori, de trei ori, tot așa se întâmpla și Ioan Gură de Aur și-a adus aminte. Dar trebuia să vină cineva la mine, de ce nu l-a introdus? Păi ce n-am putut, că erai cu cineva care stea la ureche și spunea ceva. Și abia atunci a înțeles Ioan Gură de Aur că el a văzut icoana, propriu ăsta, a văzut icoana lui Pavel. Și zice, uite, ăsta era acolo cu tine. Și atunci a dat seama că era, de fapt, Sfântul Apostol Pavel cel care transmitea cum trebuie să interpreteze epistolele sale pauline. Acesta era Ioan Gură de Aur. Pe de altă parte, atunci când a fost el în cucuson, și-a dat sufletul mâinile lui Dumnezeu, unul dintre ucenicii săi ar fi vrut să știe cum este Ioan în Împărăția lui Dumnezeu văzut, cum stă el acolo. Și până la urmă a fost răpit în vis, în cerul și s-a dus să-i vadă pe marii părinți ai bisericii. Și l-a introdus și acolo și a văzut pe toți marii părinți ai bisericii acolo adunați în Împărăția lui Dumnezeu. Dar nu-l vedea pe Ioan. Și a plecat trist de acolo. Și când se ducă să plece din locul acela unde erau toți sfinții, l-a întrebat acela, dar de ce ești trist? Pentru că l-am văzut pe Ioan, pe iubitul meu Ioan. Vorbești de Ioan al pocăinței? Da, de Ioan al pocăinței. Acela este la tronul Dumnezeu și nimeni nu poate să-l vadă. Vedeți unde este Sfântul Ioan Gură de Aur în Împărăția lui Dumnezeu? Și eu cred că așa se întâmplă pentru că a fost un mare dascăl al pocăinței, al plânsului și al rugăciunii. Aceste trei lucruri sunt esențiale. Am spus cu aceste trei cuvinte ceea ce este mai profund în teologia Sfântului Ioan Gură de Aur în ceea ce privește pocăința. Pentru el, esențiale sunt pocăința, plânsul și rugăciunea. Toate trei sunt legate. De ce? Pentru că, iată, fiind în postul acesta cel mare, Sfântul Ioan Gură de Aur ne învață pe noi, de altfel cum ne învață și această perioadă pe care noi o numim atriodul. Perioada atriodului este poate cea mai desăvârșită teologie a pocăinței. Este o întreagă teologie de pocăință, începând cu duminica Vameșului și a Fariseului și culminând cu jertfa Mântuitorului Iisus Hristos pe cruce și mai ales
învierea sa într-o lumină. Acolo ne cheamă Dumnezeu și pe noi. Dar înainte de a percepe și de a vedea lumina lui Hristos de la înviere, noi trebuie să înțelegem ce este pocăința. Trebuie să parcurgem drumul acesta. Pentru a putea să parcurgem drumul Golgotei până la crucea lui Hristos, pentru a ne identifica pe noi înșine cu Hristos. Pentru că nu numai Hristos a fost chemat la jertfă. El a fost chemat la jertfa supremă, la jertfa de sânge. La aceea nu mai suntem noi chemați decât uneori cei care, creștinii care își dau viața, își jertfesc viața pentru Hristos, martiri. Dar în general creștinul duce și el un martiraj până la urmă. Și noi suntem în permanent martiriu. Pentru că a realiza ceea ce ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur, pocăința, plânsul acesta pentru păcatele noastre și a accede către o curată rugăciune și o desăvârșită rugăciune, asta presupune jertfă, asta presupune asumarea crucii și asta presupune mergerea noastră împreună cu Hristos pe drumul Golgotei. Permanenta creștere duhovnicească. Și în postul acesta avem alături de omiliile Sfântului Ioan Gură de Aur care ne vorbesc despre pocăință, sigur că avem atâtea trepte ale pocăinței pe care le învățăm din Duminicile Triodului. În Duminica Vameșului și a Fariseului am învățat ce este adevărata rugăciune. Care este rugăciunea adevărată? Cea smerită. Nu că celălalt nu s-ar fi rugat la fel de bine ca și Vameșul, dar zice, a plecat mai îndreptat la casa lui. Pentru că s-a smerit. S-a bătut cu pumnul în piept pentru păcatele lui, n-a ridicat nici măcar ochii către Dumnezeu, ci și-a recunoscut marea lui povară, multele lui păcate. Ca Vameș și astăzi, nu vedeți? Care Vameș nu greșește astăzi? N-ați văzut acum ceva timp, acum câțiva ani, câte povești au fost cu cei care au fost Vameși prin diferitele puncte ale granițelor noastre? Pentru că omul este supus greșelii atunci când lucrează cu lucruri care pot să-l atragă, lucruri materiale, din păcate. Banii au fost totdeauna și suport pentru viață, dar au fost și mijloc de a păcătui. De aceea, mare înțelepciune atunci când ne raportăm la valorile lumii de aici. Și vom vedea că acest lucru îl învățăm din Duminica Fiului Risipitor, următoarea duminică. Învață Fiul că și-a cerut toată averea și a văzut ce frumos spune acolo, textul original este mult mai profund, zice, a cerut de la tatăl său usia, n-a cerut averea, dar traducătorul zice, a cerut averea, dar în text zice usia, usia înseamnă ființă, a cerut ființa de la tatăl. Ce a risipit, deci Fiul Risipitor? Ce mare lucru dacă a risipit, nu știu, 1000 de talanți sau dacă ar fi astăzi 1000 de euro, 2000, 3000, 5000, cât avere putea să-i lase un tată. Și astăzi, și noi suntem mulți dintre noi părinți și le lăsăm copilor, că de-aia muncim pentru ei, să le lăsăm ceva. Dar dacă se întâmplă să risipească, n-ar trebui să fim atât de triști când risipesc valori materiale. Trebuie să fii trist când risipesc ființa, chipul lui Dumnezeu, un om, rațiunea, voința, sentimentul. Acestea, dacă le risipești, viața în sine. Pentru că spune, în textul imediat următor, spune, a cerut usia și Dumnezeu i-a dat viața. Să plece cu ea. Și a plecat cu viața și a risipit-o. Cu desfrânatele, cu prietenii, în tot felul de petreceri rușinoase. Și când a ajuns fără de nimic, când s-a despuiat întreaga lui ființă, a mai rămas ceva acolo. Un diamant care a strălucit în el. Ăla a fost chipul lui Dumnezeu, să știți. Acolo e suflarea de viață pe care Dumnezeu a pus-o în Adam și în Eva, care a rămas acolo. Chipul lui Dumnezeu este intangibil, să știți. De aceea eu aș spune, cum spun și Sfinții Părinți, cum sublinează și Sfântul Ioan Gură de Aur, cum spune să transmitem viața. Nu există om pe lumea aceasta care se păcătuiască atât de mult încât să nu mai aibă șansă de salvare. Ăsta e Dumnezeu. Zice, am venit pentru ca să-i salvez nu pe cei sănătoși, ci pe cei bolnavi. Duminica trecută am avut această evanghelie. Am venit cealaltă. Am venit pentru cei bolnavi, pentru cei rătăciți. Am venit pentru desfrânati, pentru cei orbi, pentru cei slabi, pentru săraci, pentru sărmani, pentru cei marginalizați. Pentru aceea a venit Hristos și pentru aceea s-a luptat Ioan Gură de Aur. Mult, mult de tot s-a luptat Ioan Gură de Aur pentru cei care erau marginalizați. O să vedeți, vă citesc un text din omilirile lui care este esențial în sensul acesta. Asta am învățat de la Fiul Risipitor. Să risipim orice avere materială, să nu ne intereseze lucrurile materiale, dar să nu risipim ființa, fraților. Să nu risipim ceea ce ne este dat de la Dumnezeu.
Pentru că tot ce este în lumea aceasta, tot de la Dumnezeu vine. Materia este creată de Dumnezeu, dar nu e veșnică. Ea nu merge cu noi, nu ne însoțește în Împărăția Lui Dumnezeu. În Împărăția Lui Dumnezeu nu mai e nici bărbat, nici femeie, nu mai avem nici averi, nici lucruri materiale pe care le încercăm să le adunăm disperați uneori în viața de aici. Acolo totul este lumina, acolo totul este energiile Lui Dumnezeu necreate, lumina în care ne vom transfigura și noi, în care ne vom transforma, dacă știm să împletim credința cu faptele bune, așa cum ne învață Sfântul Ioan Gură de Aur. Și am învățat apoi ce înseamnă și înfricoșata judecată, cum ne judecă Dumnezeu, nu după multa noastră sau puțina noastră credință, ci mai ales după faptele noastre. Spune Ioan Gură de Aur, credința nu poate să fie adevărată și învățăturile nu pot să fie, să țină loc faptelor, practicii pe care o credința trebuie pusă în practică, trebuie transferată și învățătura trebuie transferată dincolo în practică. Această simbioză frumoasă între învățătură, între credință și între iubirea față de Dumnezeu și față de aproape, care se manifestă mai ales în binefacerile pe care le săvârșim. Dacă am dat un pahar cu apă, dacă am fost să-l vizităm pe cel din spital, pe cel din închisoare, și uitați-vă astăzi cât sunt băgați pe la închisoare și ce tragedii. Ei sunt fiii noștri, până la urmă. Au mame, au soții, au copii la rândul lor, probabil, și iată ce tragedie pentru neînțelepciunea aceasta de a alerga numai după valori materiale. Să te orientezi exclusiv pe valorile materiale, de care Ioan s-a despuiat. Ioan a vândut averile pe care le-a primit de la părinții lui, le-a împărțit săracilor, a plecat în munți, a practicat cea mai severă asceză, s-a dus la Constantinopol, patriar fiind, și a făcut la fel. Trăia în asceză, trăia în sărăcie, în smerenie, în rugăciune permanentă, toată noaptea el se ruga. Ziua scria și plăia și noaptea se ruga. Asta a fost viața Sfântului Ioan Gură de Aur. Și dincolo de asta, această dragoste față de oameni pe care o transmite celor cu care a intrat totdeauna în contact, credincioșilor săi, enoriașilor săi, fie că e vorba de Antiohia, fie că este vorba de Constantinopol. Și învățăm pocăința apoi, mai ales din faptul că avem pe lângă duminica aceasta a Ortodoxiei, unde învățăm adevărata și luminoasa învățătură de credință pe care ne-au transmis-o părinții bisericii. Foarte important. Vedeți că postul începe cu duminica Ortodoxiei, care este duminica învățăturii celei curate. Credința trebuie să o ținem trează. Nu putem să cădem numai în sentimentalism, că ar fi ușor. Dom'le, să iubim pe toți și pe cei care nu sunt de o credință cu noi, așa trebuie să și facem de altfel, dar nu putem să cedăm de la adevărul de credință. Adevărul de credință, mărturisirea credinței trebuie să fie totdeauna vie și adevărată. De aceea avem mărturisirea de credință stabilită în crez. De aceea rostim toți crezul în biserică. Să știm, aceasta este credința noastră și noi pe aceasta o mărturisim. Dar în afară de asta, trebuie să o transpunem pe aceasta în practică, adică în faptele cele bune. Și asta ne învață prima duminică din post. A doua duminică a lui Grigore Palamane învață care este autentica rugăciune, aceea a inimii. Rugăciunea, mintea coborâtă în inimă, rugăciunea smerită și autentică, repetată de zeci de ori, de sute de ori, de mii de ori, care ne transformă într-un rug aprins. Așa cum s-a dus Moise pe muntele Sinai. Moise urcă pe munte pentru ca să coboare Dumnezeu între oameni. În Noul Testament, Hristos coboară El între oameni pentru ca să ridice pe oameni la Dumnezeu. Vedeți ce frumos? Dumnezeu însuși coboară în mijlocul oamenilor pentru ca să îi transfigureze pe oameni. Și Hristos ce face? Ia firea umană, o îndumnezeiește și o urcă prin înălțarea sa la cer, o urcă în cer pentru ca omul să-și găsească sprijinul acolo și să poată și el să-L urmeze pe Hristos. În duminica de ieri am învățat ce înseamnă arma nebiruită, care este crucea. Vedeți? Crucea, jertfa aceasta pe care a asumat-o Hristos, pe care au asumat-o cei care cred în El, așa a spus, cei ce doresc să îmi urmeze mie, să se urmeze și a crucea, să vină după mine. Aceasta este chemarea la care trebuie să fim părtași, dacă vrem să fim într-o permanentă unire cu Hristos și cu Dumnezeu. Așa ne îndeamnă și Ioan Gură de Aur, pentru că el și-a asumat crucea în chipul cel mai înalt. Și prin asceza lui, și prin viața lui, și prin lucrarea lui din lume, și mai ales prin apoteoza pe care a cunoscut-o după trecerea la Domnul, pentru că, iată, este sfânt, prieten cu Dumnezeu, cum am spus, aproape la tronul dumnezeiesc, slujind acolo liturghia cea cerească, la care și noi suntem chemați cândva să slujim. De altfel, în liturghie, iubiți credincioși,
liturghia pe care o săvârșim preoți și credincioși. Noi ne înălțăm la ceruri și cerul coboară la noi. Pentru că nu este numai liturghia noastră. Este și liturghia Îngerilor, este și liturghia Sfinților. Îi vedeți, îi avem pe lângă noi și ei slujesc liturghia cu noi și Îngerii și Serafimii și Ieruvimii slujesc liturghia cu noi, Maica Domnului și Hristos însuși, care coboară la rugăciunea noastră. Ce putere mare are preotul și credincioșii și au credincioșii. Pentru că împreună preot și credincioși se roagă ca Hristos să coboare peste Sfintele Daruri. Pentru că preotul invocă pe Duhul Sfânt, Doamne, cel al cel în ceasul al treilea ai venit în mijlocul apostolilor, iar dumneavoastră cântați pe Tine, Te lăudăm în biserică. Păi, împinarea aceasta dintre rugăciunea preotului cu mâinile ridicate și lucrarea dumneavoastră în biserică, îl fac pe Hristos să coboare și să transforme darurile în trupul și în sângele Său pe care apoi le primim. Dumneavoastră le aduceți la altar, preotul împreună dumneavoastră, prin mijlocirea lui Hristos, fapt Hristos însuși, sfințește darurile și le primiți sfințite înapoi. Aduceți pâine și vin și primiți trup și sânge. Asta e o lucrare tainică pe care nu o pricepem, decât dacă încercăm să pătrundem în adevăratul ei sens și în adevărata ei importanță. Lucrarea aceasta este una tainică și în același timp îndumnezeitoare. Adică dacă ne unim cu Hristos, avem părtășie cu El și asta înseamnă că putem să ne îndumnezeim. Nu după fire, nu după ființă, dar după lucrare, pentru că lucrările lui Dumnezeu sunt prezente în lume. Toate lucrările acestea de pocăință sunt arătate în postul acesta și de duminica viitoare a Sfântului Ioan Speral, care ne va învăța care sunt treptele spre desăvârșire, care sunt treptele pocăinței. Alături de Ioan Gură de Aur veți vedea că el ne arată cu desăvârșire care, cum poate omul să se desăvârșească pe sine. Atât Ioan Scărarul, cât și Maria Egipteanca nu sunt altceva decât modele. Ei sunt puși în calendarul bisericii noastre și în postul acesta, în cele două duminici, tocmai ca să avem modele de pocăință. Ioan Scărarul, asemenea lui Ioan Gură de Aur, toată viața au fost în pocăință, în smerenie. S-au smerit și s-au pocăit. Au plâns pentru păcatele lor și ale fraților lor și în același timp au câștigat cerul. Maria Egipteanca este un alt exemplu. Este un exemplu al omului care se rătăcește în lumea asta, care mai și greșește, dar în același timp știe să se pocăiască. Și Dumnezeu îl primește. Și pe cel din ceasul întâi, cum sunt Ioan, Scărarul și Ioan Gură de Aur, dar și pe cel din ultimul ceas, care în ultima clipă spune, mă voi pocăi ca și fiul risipitor, mă voi întoarce în casa tatălui meu. Totdeauna Ioan Gură de Aur, să știți că a încercat să armonizeze, cum spuneam, lucrarea lui cu lucrarea pocăinței. Și vom vedea că, în special, milostenia a fost una dintre unul dintre darurile lui cele mai desăvârșite. A înființat spitale, a înființat azile pentru bătrâni. Asemenea lui Vasile cel Mare, parcă îi vedem într-o conlucrare excepțională. Vasile cel Mare, în Capadocia, a făcut acolo un așezăminte de o grandoare excepțională. Un oraș întreg. Orașul Cezarea Capadocia se pare că avea vreo 80.000 de locuitori pe vremea respectivă, poate chiar 100. Și el a construit Vasiliada la marginea orașului unde s-au adunat aproape 10.000 de oameni. Adică 10% din cetățenii orașului respectiv erau săraci. Pe toți i-a adunat acolo și pe toți i-a tratat, pe toți i-a hrănit, de toți a avut grijă. Asta este o lucrare esențială a bisericii și, să știți, ar trebui să nu uităm. Noi a trebuit 50 de ani aproape să întrerupem această lucrare. Pentru că așa au vrut comuniști. Au desfințat toate azilele, au desfințat toate căminele de bătrâni, toate școlile, toate casele de copii, orfani, pe care le avea biserica, pentru ca să construiască altceva în locul lor. Și au preluat ei toată asistența și vedeți și dumneavoastră unde s-a ajuns. Acum biserica încet, încet încearcă să reconstruiască această lucrare misionară și să știți că avem credința că va și reuși. În omilia a 66-a, Sfântul Ioan Gură de Aur spune așa, mă rușinez să vă mai vorbesc despre milostenie. Spune. V-am vorbit de multe ori, dar n-am dobândit mare lucru de pe urma sfaturilor pe care le-am dat. Ați făcut ceva, dar nu atât cât am voit. Vă văd că semănați, dar nu cu mână plină. De aceea mă și tem ca nu cumva să se cerați cu zgârcenie. Ca să vă convingeți că semănăm cu zgârcenie, să cercetăm, dacă vreți, cine sunt cei mai mulți în oraș. Săraci sau bogați? Și cine nu sunt nici săraci, nici bogați, ci ocupă locul de la mijloc.
10%, zice el, din populația orașului e formată din bogați, iar 10% din săraci, care n-au niciun fel de avere. Restul populației e formată din oameni de mijloc. Să împărțim acum numărul locuitorilor orașului la numărul săracilor și veți vedea ce rușine este pentru orașul nostru. Cei foarte bogați sunt puțini, cei cu averi mijlocii sunt mulți, săracii cu mult mai puțin decât aceștia. Cu toate acestea, deși sunt atât de mulți oameni în oraș care pot să hrănească pe cei flămânzi, totuși mulți se culcă fără să fi mâncat ceva. Și se culcă flămânzi, nu pentru că cei ce au nu pot să îi destuleze cu ușurință, ci pentru că mare este cruzimea și neomenia lor. Dacă cei bogați și cei cu averi mijlocii ar împărți între ei pe cei ce au nevoie de pâine și îmbrăcăminte, abia dacă ar deveni un sărac la 50 sau la 100 de locuitori. Cu toate acestea, deși sunt atât de mulți cei care pot hrăni pe cei nevoiași, totuși săracii își plâng în fiecare zi sărăcia lor. Și ca să cunoști neomenia lor, gândește-te pe câte văduve și pe câte fecioare le ajută în fiecare zi biserica. Și biserica are numai venitul unuia dintre cei bogați. Deci câți erau acolo, vreo 10% bogătași, trebuie să fost câteva mii de oameni bogați, cum sunt și astăzi, gândiți-vă la orașul nostru. Dacă am București nostru cu 2 milioane de locuitori, probabil și mai mult. 10% probabil că sunt foarte bogați și știți foarte bine cum și-au făcut bogăția, că uite, acum ne arată pe presa și televiziunea special, ne arată tot ce au făcut oamenii aceștia în toată splendoarea lor, cât au furat și cât au, cum au nenorocit poporul. Și nici măcar n-au construit, măcar cu banii aceia furați cu o parte din ei, să fi construit azile, cămine, să fi construit pentru copii, școli și lăcașe unde poate să se poată desăvârși. Din păcate n-au făcut. Iar biserica, cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, îi ajută pe mulți, zice el, iar numărul celor așteptați de biserică se urcă la 3.000. Deci în Antiohia, 3.000 de oameni primeau ajutor de la biserică. În Capadocia, la Sfântul Vasile, 10.000 de oameni. Ce lucrări extraordinare, să știți. Păi mă întreb și eu, unde, cum poate biserica acum, în zilele de astăzi, să mai ajute 10.000 de oameni? Pentru că și biserica a trecut succesiv prin etape de sărăcire, pur și simplu, sau dacă vreți, de expoliere, pentru că domitorul Cuza a secularizat toate averile mănăstirești. A urmat o altă secularizare în vremea comuniștilor în 45-50 și acum biserica vede în fața unei lucrări pe care ar trebui să o desăvârșească și nu are cu ce deodată trebuie să apeleze la tot la dumneavoastră, tot la credincioși și uneori la bugetele primărilor care sunt de fapt tot banii noștri sau la bugetul central care e construit tot pe banii noștri. Din păcate, într-adevăr, este foarte greu pentru biserică în ziua de astăzi să facă față tuturor presiunilor. Dar să știți că sunt oameni care ajută biserica și pe enoriași. Avem Părintele Tănase la Valea Proprii, care știți că adunat să copii. Avem preot în Moldova, care la fel are foarte mulți copii, peste 100 ceva în îngrijire, la Părintele Tănase sute. În Ardeal la fel, aici în București avem cămine de bătrâni, avem spitale pentru cei care sunt bolnavi, foarte grav, în special de boli de cancer, cum este Spitalul Sfântul Nectarie, avem câteva cămine de bătrâni, avem și câteva grădinițe, avem și câteva școli, dar puține. Pentru ceea ce ar însemna o lucrare misionară autentică pentru lumea de astăzi, a secolului 21, este puțin. Dar nu pentru că preoții n-ar dori să facă această misiune, ci pentru că e foarte greu. Și dumneavoastră să vedeți cât de greu e să întreții biserica aceasta, care nu este așa o catedrală, să zicem, dar cu atât mai mult dacă este o biserică mare. Căldura, lumina, utilitățile, salariile pentru cei care sunt angajați pe aici, toate acestea sunt greu de întreținut, pentru că, de fapt, noi biserica primește de la stat o contribuție, 600 de lei contribuția aceasta, și noi plătim înapoi contribuțiile pentru pensie, pentru impozitele, mai multe, mult mai mult. Dar ei se împăunează că dau ceva și de fapt primesc de la noi înapoi din bănuții pe care îi primim tot de la dumneavoastră, nu-i avem noi de undeva, acatistele, liturghiile, colportajul, că mai luăm o icoană, mai luăm, toate acestea se transformă în venituri pentru biserică și de acolo îți plătești datoriile. Cu asta se confruntă biserica. Sigur că atunci, de aceea e și secolul de aur, părinții aceia au reușit, unii dintre ei și-au vândut averile lor personale. Sfântul Vasile cel Mare, de asemenea, a fost bogat, părinții lui au fost bogați. Tot ce a moștenit de la părinți a vândut și a pus la dispoziția bisericii. Ioan Gură de Aur la fel, părinții lui a fost general de armată, tatălui. Mama Santusa s-a ocupat cât a putut de averea aceea pe care a primit-o la soțul ei, ca să o lase lui Ioan Gură de Aur. Ioan Gură de Aur, după ce a trecut la Domnul, a vândut tot și s-a dus într-o mănăstire. Și mulți părinți ai bisericii au făcut lucrul acesta pentru ca să-i ajute pe cei care erau în suferință.
Ceea ce aș vrea să subliniez este faptul că Ioan Gură de Aur a încercat de fiecare dată să îndrume pe oameni să caute această luminoasă cale către Împărăția lui Dumnezeu. Și i-a îndemnat să citească Scripturile. Veți vedea că prima lui omilie, omilia întâia de la Matei, este o încercare de a-i lămuri pe credincioși că trebuie să citească Scripturile. Ce spune el aici? Atât de frumos. Știți că Ioan Gură de Aur, atunci când îl citești, este atât de profund și atât de înalt sau înălțător în cuvintele pe care le rostește, încât ar merita aproape să citim alături de Sfânta Scriptură, să avem și lucrările Sfântului Ioan Gură de Aur, omilirea lui, și să citim măcar câte una în fiecare seară. Deci ar trebui să nu avem nevoie de ajutorul Sfintelor Scripturii, ci să avem o viață atât de curată, încât Harul Duhului să fie ținut, să fie ținut locul Scripturilor în sufletele noastre. Și după cum Sfintele Scripturi sunt scrise cu cerneală, tot așa ar fi trebuit ca și inimile noastre să fi fost scrise cu Duhul cel Sfânt, după cuvântul Scripturii. Și voi, cum ce zice Scriptura, și voi face cu voi testament nou, dând legile mele în mintea lor și le voi scrie pe inimi și toți vor fi învățați de Dumnezeu. Nu pe table de piatră trebuie scrise Scripturile, ci pe tablele de carne ale inimii. Ce spune cu asta Ioan Gură de Aur? Că Duhul Sfânt ar trebui să stăpânească în inimile noastre. Și că legile lui Dumnezeu nu trebuie scrise pe table de piatră, cum a făcut Moise. A urcat pe munte, acolo Dumnezeu a dat legile, să nu furi, să nu ucizi, să iubești pe Dumnezeu, să iubești pe aproapele, dar acelea sunt legi scrise pe table de piatră. Și au rămas uneori așa. Și poporul s-a împietrit, el însuși, în dragostea lui față de Dumnezeu și în dragostea lui față de oameni. Dar noi, ca popor nou, a lui Dumnezeu, ca oameni cei noi, pentru că asta este propovăduirea. De fapt, ce este plânsul de care vorbește Sfântul Ioan Gură de Aur? Plânsul pentru păcate. Și în același timp este al doilea botez. Atunci când primim botezul, ne cufundăm împreună cu Hristos în apă, murim împreună cu Hristos și înviem ca oameni noi. Așa ne spune Sfântul Apostol Pavel. Învie omul cel nou. Dar omul cel nou, din păcate, nu-și păstrează haina botezului curată. O murdărește cu păcatele. Și atunci, ce este plânsul? Este de fapt al doilea botez. Lacrima este tot apă. Ce face lacrima? Apa curăță tot ceea ce este mizerie. Da? Dar când avem nevoie să ne curățăm ceva, trebuie să ne spălăm pe noi, sau rufele, sau orice, trebuie să spălăm cu apă. La fel și lacrimile. Spală solul arid al inimii. Așa spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Ne curăță de păcate. Și atunci, sufletul nostru devine luminos și transparent pentru Împărăția lui Dumnezeu. De aceea el, alături de pocăință, de asceză, de post, că toți suntem în post acum, spune că trebuie să și plângem păcatele noastre. Sigur că omul poate să se întristeze pentru multe lucruri. Ne putem întrista că n-am câștigat la lot. Ne putem întrista că n-am reușit să ne răzbunăm pe cine ne-a făcut rău. Ne întristăm pentru faptul că n-am reușit nu știu ce în viață. Aceasta este o întristare rea, este o întristare rău. Când te întristezi însă pentru păcatele pe care le-ai săvârșit, pentru micimea ta sufletească, atunci pentru faptul că n-ai reușit să mai urci o treaptă de săvârșire, atunci plânsul acela devine un plâns care te reconstruiește, te recompune în fața lui Dumnezeu. Te face apt ca să te unești cu Hristos în Sfânta Liturghie, în Sfânta Împărtășanie. Și pe lângă aceste două lucruri, pocăința, asceză și plânsul acesta pentru păcate, Ioan Gură de Aur spune că trebuie să ne și rugăm. Într-una din omiliile sale, chiar așa spune, vorbește despre pocăință și vorbește despre rugăciune. Sigur că toți Sfinții Părinți vorbesc despre lucrul acesta. Pocăința presupune curățirea de patim. Eliberarea noastră de toată zgura aceasta care se așează asupra noastră. Pentru că suntem neatenți. Deși suntem botezați, deși ne-a fost iertat păcatul strămoșesc și toate păcatele pe care le-am putea face până la vremea botezului, omul se împovărează cu păcat de-a lungul vieții pentru că nu e în stare să-și mențină curată haina sufletului său. Și atunci avem acest al doilea botez care este pocăința. Plânsul. Dar avem o pocăință pe care, reală, faptică, pe care ar trebui fiecare dintre noi să o realizeze prin viața lui, prin întristarea față de păcat și prin hotărârea clară, fermă, de a nu mai păcătui, dar avem și o pocăință sacramentală în care omul vine când s-a lămurit că nu mai poate să ducă povara păcatelor, vine la preot, încenunchează sub epitrahil și acolo, mărturisindu-și păcatele, primește harul iertării. Nu de la preot,
că nu preotul ia, ci Hristos însuși care este martor al spovedanii tale și care îți trimite iertarea din dragostea pe care o manifestă față de lumea de aici. Sigur că am putea să continuăm lucrarea aceasta, aș vrea să nu ne lungim nici prea mult, ca să vă dăm și posibilitatea să puneți întrebări și vă stăm la dispoziție dacă vom putea și răspunde cu orice răspuns care ne este nouă posibil. Mulțumim tare mult, Părinte Profesor!